Gerul va rovi fără milă Mehedințiul. Autorității l-au anunțat valori deosebit de scăzute ce vor coborî până la minus 18 grade Celsius. Specialiștii au emis cod galben de ger. Acesta a intrat în vigoare de astăzi și este valabil până luni la ora 10. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență recomandă tuturor să fim atenți la semnele hipotermiei, să ne îmbrăcăm gros și să avem mare grijă cum ne încălzim locuințele. O atenționare cod galben de ger a intrat în vigoare de vineri la prânz în Mehedinți. Un val de frig va lovi județul astfel încât mercurul din termometre va coborî la minus 18 grade Celsius. Atenționarea meteorologică este valabilă până luni. A intrat în vigoare o nouă atenționare meteorologică cod galben, valabilă până luni, 15 februarie, la ora 10. Se vizează o vreme deosebit de rece și ger, fiind prognozate temperaturi ce vor coborî frecvent sub minus 10 grade, încadrându-se în general între minus 18 și minus 8 grade, cu maxime cuprinse între minus 10 și minus 2 grade. În aceste condiții s-au luat măsuri ca persoanele fără adăpost să fie duse în locuri special amenajate pentru a trece cu bine aceste zile geroase. ISU Mehedinți a transmis înștiințări tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență, în vederea lor e măsurilor ce se impun pentru a veni în sprijinul populației. Astfel s-a dispus operaționalizarea spațiilor special amenajate pentru persoanele fără adăpost, precum și identificarea tuturor persoanelor care locuiesc în spații fără încălzire curentă și cazarea acestora în adăposturi. O atenție deosebită se va acorda și persoanelor vârstnice sau cu dizabilități care locuiesc singure, precum și acelor cu afecțiuni medicale grave. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență fac apel la populație să se îmbrace gros, să nu ignore semnele hipotermiei și să aibă mare grijă în privința încălzirii locuinței.